acest portar bosnian de 29 de ani, iarăși contraatacul, mingea ajunsă la Bădescu, așteaptă Constantinescu și cu Golubo. Poate și grație lui Iovici, care după ce a prins din acea lovitură liberă a declanșat imediat contraatacul. O ratare. Trece în viteză de marcă, extraordinară acțiunea lui Costea. Costea, centrare, Roman, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, este o ratare monumentală a lui Mihai Roman. Incredibilă fază făcută de Costea. Costea pare să fie în sfârșit bine pregătit fizic. Asta se vede din ușurința cu care a câștigat duelul cu Marc. Centrează perfect, iar Roman are o execuție catastrofală. Ocazie uriașă și în contul severinenilor. Asta se întâmplă atunci când ai un portar de, eu știu, 1,75 m, cât cred că are acest Panagopoulos. Nu iese pe o centrare care ajunge totuși la 4 metri de poarta sa. Acolo trebuie să se implice și portarul și tânărul Marc izbutește să înscrie, repet, primul său gol în Liga 1. Putește să-i paseze lui Dumitraș, îl atacă Brata, Dumitraș trimite excelent în spatele lui Asanović, iese Panagopoulos și respinge în fața lui Constantinescu. Încă o dată și arată limitele acest tânăr jucător croat, băiatul unei foste glori, poate vi l-au zis aminte pe Alioșa Asanović, un jucător cu o tehnică extraordinară, el însă joacă fundaș și este foarte lent. Foarte, foarte lent. Cred că Severinul va avea probleme din ce în ce mai mari în apărare după ieșirea lui Durimel, care mi s-a părut cel mai bun de cei patru fundași. Noroc aici cu Panagopoulos, care s-a mișcat repede. Cred că este destul de serioasă accidentarea lui Constantinescu. Panagopoulos, Jalilov, faza este continuată de Costea și cred că este penalti. Într-adevăr, o mână pusă acolo de Ichim pe adversarul său, penalti obținut de Costea. Nu a fost Ichim, ci Achim, omul care a fautat. Iată momentul. Unul dintre stoperi, este vorba de tânărul Marc, îl scoate de rusul, îl scoate din offside pe Costea, care primește în poziție regulamentară. Se vede limpede mâna pe care o pune Achim acolo pe fostul golgheter al Craiovei. Pentru Adrian Comănescu este suficient ca să dea penalti pentru această partidă. Costea apără Iovic, faza continuă, rămâne 1-0. Ratare enormă a lui Costea. A tras tare, dar pe centrul porții Iovic este felicitat acum de Golubović. Este un moment groaznic pentru Florin Costea, care n-a jucat rău, a fost omul cel mai periculos din atacul oaspeților, el a obținut penaltiul. Nu poate decât să se felicite Costel Enache pentru inspirația de a-l titulariza după 18 runde pe acest portar bosniac, Bojan Iovic, care n-a mai apărat din etapa a 6-a, atunci când Ceahlăul pierdea acasă 0-3 cu Vitorul Constanța și... De posedat Neașa. Achim combină cu Bădescu. Achim șutează o minge care capătă o traiectorie ciudată. A ajuns însă și el la 24 de ani pe care îi va împlini la începutul lui aprilie. Să o viteză. Iată-l acum pe Costea, prelung superb, o centrare care sosește acolo în 7 metri la Vranikovic, bălău, vine șutul lui Roman, peste. Echipa lui a făcut din nou pasul înapoi, iar Severinul arată că are mijloacele de a-și crea ocazii. Excelentă intervenția lui Onciu în fața lui Vranikovic. Din nou Onciu, Achim. Achim, cât pe ce să greșească în fața schimbare posibilă la oaspeți, este un vârf. Între timp însă Constantinescu pătrunde, trece de Asanović. Constantinescu, un duel cu Panagopoulos.
iese din cadrul porții, acum vine centrarea șutată, ratare monumentală, monumentală. Cu doi atacanți în condițiile în care Florin Costea se așează în flancul stâng. Încă o dată nu mi se... Minge respinsă pentru moment de ăla, când nu este offside. Constantinescu sprintează Gheorghiu și Bădescu. Constantinescu întoarce pentru Gheorghiu, șutul este slab, Jalilov. Mi s-a părut însă că are prea multe slăbiciuni în apărare. 1-0 pentru Ciaclăul, primul gol în Liga 1 pentru internaționalul de tineret de 19 ani al nemțenilor, Andrei Marc. Singurul gol al meciului, să nu uităm, Costea a ratat o lovitură de la 11 metri. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Dolce Sport, urmează Sport Center, emisiune în care, în cadrul căreia vom avea și câteva intervenții în direct de aici, de la Piatra Neamț, pentru a afla la cald ce gândesc, ce implicație în această partidă despre meciul care s-a încheiat. Toate cele bune, la revedere!